Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Cu ocazia sfârșitului de an am spus să facem o recapitulare a tot ceea ce înseamnă tutoriale pe net din anul 2013, când am lăsat primul video, și până în prezent. Vom lua fiecare an în parte și vom vorbi despre câți vizitatori am avut, ce videouri populare au ieșit în acea perioadă, dar și ce cheltuieli și venituri am avut. Înainte de a trece la sinteza ce ne-am propus-o, vreau să vă menționez faptul că eu, când am început acest proiect, aveam 16 ani, eram practic în clasa 9-a, cu un singur scop în minte: ajutarea cât mai multor oameni în ale informaticii. Și mi-am promis încă de la început că acest proiect să fie unul gratuit, pentru a ajunge la cât mai multă lume, indiferent de statutul social pe care aceștia l-au. Trebuie să menționăm faptul că noi nu știm când am început acest proiect. Dacă ar fi să ne luăm după YouTube, acest canal a fost creat în data de 8 septembrie 2011, însă primele mele tutoriale nu aveau voce, erau doar tutoriale Notepad, mi-era rușine să vorbesc. Însă în data de 9 aprilie 2013 am postat primul videoclip. După ce am postat câteva videoclipuri, mi-a venit ideea să deschid un site în care să postez și partea scrisă, codul ce-l foloseam în tutoriale. Am vorbit cu un prieten de-al meu din Brigada Scripterilor. Brigada Scripterilor este un fel de șatră a scripterilor de San Andreas Multiplayer, iar scripterii mi-au propus numele domeniului. A fost dragoste la prima vedere, vă dați seama. Câteva dintre videourile populare ce au apărut în 2013 ar fi Review Bizon, cum să creezi un dealership în SAMP, și Maurice Dealership. Acesta era logo-ul proiectului în 2013. Așa arăta site-ul în 2013. Site-ul nostru, nu știu dacă știți, este un WordPress la bază. Acesta a suferit mai multe modificări pe parcursul timpului. Așa arăta la început. Aveam o pagină despre noi, pe care acum nu o mai avem. Pagină cu resurse, servicii. Ofeream servicii de scripting contra cost. Eram tare rău. Anul 2013, să vedem ce statistici am obținut pe YouTube. Am avut 33.000 de vizionări, 1300 de ore vizionate în total, 780 de abonați și 21 de lei. Ca și cheltuieli, 42 de lei domeniu și profitul am ieșit pe minus. În anul 2014, proiectul s-a focusat în continuare pe partea de SAMP scripting, deoarece mi-era la îndemână și aveam un public format pentru acesta. Tot în acest an am postat majoritatea tutorialelor în Pawn și am încercat să fondez școala Pawn. Ce era școala Pawn? Era un fel de tentativă de program de mentorat, în sensul că am făcut o listă cu înscrieri gratuite, asta a fost prima greșeală, și am selectat pe baza unor întrebări 10 oameni pentru a programa împreună pe Skype. Asta a fost a doua greșeală. Datorită faptului că elevii nu aveau același nivel de cunoștințe, acest proiect a fost un eșec total, pierdeam foarte mult timp explicând fiecărui individ în parte. Cum a arătat anul 2014 în statistici? Am avut 120.000 de vizionări, 5700 de ore vizionate în total, 700 de abonați, 137 de lei. Acum am pornit și statisticile la website. Am avut 17.000 de sesiuni și 11.000 de vizitatori. Ca și cheltuiel, n-am plătit decât găzduirea și domeniu, și anul 2014 a fost singurul an în care noi am avut profit. Aici vedeți câte sesiuni au fost în fiecare lună din 2014. În anul 2015 am decis să schimb profilul canalului și am început să mă orientez spre algoritmi și structuri de date. Așa că în data de 22 ianuarie 2015 am uploadat primul videoclip din seria de algoritmul C++, algoritmul Lee, iar mai apoi a urmat și algoritmul Euclid. Tot în acest an am postat și game mode-ul. Pentru cei care nu știu ce e la un game mode, este ca un script ce se poate compila, iar într-un final obții un server de San Andreas Multiplayer. Game mode la care am lucrat în anul precedent, adunând în prezent peste 44.000 de vizionări la videoclipul respectiv. Tot în anul 2015 am schimbat și calculatorul, mi-am luat un Republic of Gamers. Ce am mai făcut în 2015? Pe data de 9 septembrie am postat un video împreună cu o descriere pe mai multe site-uri de crowdfunding, însă fără succes. Ca să vedeți videoul cu mine din 2015, intrați pe site și am pus link-ul acolo. Ca și statistici, am avut 116.000 de vizionări, 4800 de ore vizionate în total, 700 de abonați, 90 de lei, 26.000 de sesiuni, 18.000 de vizitatori și 35 de lei ca și venit. Cheltuielile ca și anul trecut, n-am plătit decât găzduirea și domeniul și am ieșit pe pierdere cu 10 lei. Așa arătau statisticile în anul 2015. Din câte puteți vedea, de aici începe anul 2015, începem puțin să ne ridicăm în perioada cu școala. Anul 2016, în acest an, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri, nu am postat decât 4 videouri în total, iar pe site nu am scris decât câteva tutoriale, a fost un an de plutire, ca să zic așa. Ce logo aveam în schimb în anul 2016? Logo-ul acesta nu este deloc sugestiv, habar n-am ce chestii aveam în cap pe vremea aceea. Ca și statistici, 100.000 de vizionări, 3800 de ore, 460 de abonați și 98 de lei. Site-ul nici el nu este mai strălucit, 30.000 de sesiuni, 22.000 de vizitatori
și 28 de lei. Ca și cheltuieli, la fel ca și anul trecut, găzduirea și domeniul, am ieșit pe minus cu 11 lei. Așa arătau statisticile, din câte puteți vedea, parcă în 2016 a mai scăzut puțin. Practic media cred că a fost sub anul 2015. O să vă arăt la final mai multe statistici. Trecem în anul 2017. Ei bine, anul 2017 a fost un an al schimbării în cadrul acestui proiect. În acest an am renunțat de tot, am făcut și un video pe tema asta, la orice avea legătură cu San Andreas Multiplayer și am decis să mă axez 100% pe partea de algoritmică și structuri de date. Tot în acest an, pe data de 12 iulie 2017, Yamato s-a alăturat proiectului. Yamato este nickname-ul lui Cătălin de pe SAMP. În momentul când el s-a alăturat, am pus la cap mai multe idei și am dat o formă estetică a canalului și a website-ului. Vreau să-l felicit pe Cătălin, deoarece a refăcut thumbnail-urile la toate videourile de pe canal din acea vreme, 84 în total. Tot în acest an am stat cu maestrul pe Discord și am refăcut intro-ul, pe care îl puteți vedea de 2 ani începând la începutul fiecărui videoclip. Ce logo aveam în 2017? Probabil nu toți vi-l amintiți, este un logo creat de Cătălin. Cum arăta site-ul în 2017? E bine, arăta așa, dar noi aveam ulterior să cumpărăm o temă pentru el, temă pe care o avem și în ziua de azi. Ca și statistici, în acest an nu a stat foarte rău, am avut 170.000 de vizionări, 5.800 de ore, ca și abonați, am făcut foarte mulți abonați în 2017, am avut 1.600, 102 lei, site-ul nici el n-a stat foarte genial, 53.000 de sesiuni, 38.000 de vizitatori și 115 lei în total. Ca și cheltuieli, am avut host domeniu, am plătit o promovare la un YouTuber, cred că la Now You Know, un canal de topuri, și banii aceștia zic că s-au meritat, adică am plătit 2 milioane jumate și ne-au venit 500 de abonați în ziua aceea. Ca și profit, bineînțeles, anul a ieșit pe minus. Ca și statistici, puteți vedea că din 2017 începând, deja urcăm pe o pantă, deja avem din ce în ce mai mulți vizitatori pe site. Anul 2018, la începutul acestui an, mi s-a ars laptopul vechi, Republic of Gamers, și mi-am luat MacBook-ul de pe care înregistrez și în ziua de astăzi. În acest an am postat majoritatea videoclipurilor de C++, ce le puteți vedea pe site. Tot în acest an ne-am întâlnit cu Radu de la Vlog de IT, nu știu dacă ați văzut videoclipul, iar cea mai vizitată zi pe site a fost 21 martie 2018. Am avut 900 de sesiuni. Țineți minte numărul ăsta. 900 de sesiuni, cea mai bună zi din 2018. 2018 a fost singurul an în care am primit donații. Avem 168.000 de vizionări, 7.000 de ore, mult mai mult față de anul trecut, chiar dacă vizionările au rămas la același nivel, numărul de ore a crescut, ceea ce înseamnă că lumea a început să se uite din ce în ce mai mult la un videoclip, să nu-l închidă așa de repede. 1.600 de abonați, am primit 149 de lei de pe reclame și 52 de lei din donații. Pe site am avut 136.000 de sesiuni, deci observați creșterea de anul, față de anul trecut, 93.000 de vizitatori și 196 de lei de pe reclame. Ca și cheltuieli am avut host domeniu, un certificat SSL și tema ce am menționat-o cu câteva minute în urmă. Drept urmare am avut un profit de minus 138 de lei. Așa arătau statisticile. Din câte vedeți, în anul 2018 deja se face remarcat acest segment față de cei 4 ani din spate. Deja vedeți aceste dealuri și cum totul pare atât de mic când te uiți doar la anul 2018. Deja am crescut în acel an. Anul acesta, în schimb, a fost primul an în care am avut 200.000 de vizitatori pe site în total și peste 200.000 de vizionări pe YouTube. Anul acesta am reușit să avem peste 1.000 de vizitatori în zilele lucrătoare pe perioada școlii. Anul trecut, țineți minte că aveam 900 de sesiuni în cea mai bună zi și atât. Anul acesta avem 1.000 constant când avem școală. De asemenea, avem peste 1.000 de click-uri și peste 10.000 de afișeri în paginile de căutare Google. Cea mai vizitată zi de anul acesta a fost 3 iulie 2019, o zi înainte de proba de informatică de la bacalaureat. Am avut 1932 de sesiuni și 2700 de click-uri de pe Google, ceea ce zic eu că este foarte mult. Ca și statistici, anul acesta am avut 227.000 de vizionări, 11.000 de ore în total, 2400 de abonați, 475 de lei din reclame. Pe site am avut 200.000 de sesiuni, 129.000 de vizitatori și 359 de lei. Ca și cheltuieli, am cumpărat un VPS, ceea ce a mărit enorm costurile, am cumpărat o temă pentru Cleo, 4 milioane i-am investit în reclame pe Facebook, YouTube, Google și așa mai departe, cu 50 de lei ne-am făcut nou logo pe care puteți vedea și în prezent. Dacă tragem linie, nu am ieșit foarte bine, însă eu simt că anul acesta chiar s-a văzut
munca noastră. Ca și statistici, puteți să comparați anul 2019 cu anul 2018 și să trageți voi singuri o concluzie. Ce ne propunem în schimb pentru anul viitor, vă întrebați? În a doua jumătate a anului dorim să avem peste 2000 de vizitatori pe zi în perioada școlii, bineînțeles dorim să lansăm Cleo, dorim să facem în sfârșit 10.000 de abonați și să filmăm ceva în YouTube Space și văd ce zice și Cătălin, dar mai trebuie să refacem intro și să gândim thumbnail-uri noi. Dacă vreți să vedeți mai multe statistici detaliate, am pus un link aici, intrați pe el și puteți să vedeți diferite grafice, câte vizionări am avut pe YouTube în fiecare lună, câți abonați am avut, câți vizitatori am avut pe website și câți vizitatori am avut pe website în fiecare zi, poți să vezi mai frumos curbele acestea. Cam asta a fost tot pentru azi, eu am fost Mihai, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și ne auzim data viitoare.